Tu pe terasă pregătește că ai de dus de la birou. Păi asta zic, dar trebuie tăi făcută curățenie. Așa că, Harry, haide să facem curățenie în casă, că după aia trebuie să te duci la farmacie să-mi cumperi ceva. Ce? Pentru, ești prietenul meu sau nu ești prietenul meu? Da, sigur că. Vrei să mă pun să trec printr-o operație? Și că nu o să pot să mișc mâine, nici așa nu pot să fac, nu o să pot să fac. Păi nu-i problemă, că am eu grijă de cardurile tale, să le pun unde trebuie, să fac plăți, să toate cele. Clau are cardurile mele și... Clau are facturi de făcut, de făcut secretariate, lasă că omul e ocupat, atâtea atribuții, dai, n-am văzut. Alte lucrări, că ești cel mai aproape care stă de ea. Așa. O să fii responsabil de noapte. De noapte? Dacă t-ai mai dormit cu mama. Ce-i nou în asta? De noapte. Trebuie luată, verificată, schimbată oala de noapte, că nu va putea să se ridice 2-3 zile. Și spălată pe cap. Cum o șterg? Ce să te ștergi? Umbli neștearsă. Doamne, Clau! Cum, cum mă șterg? 2-3 zile, 4 zile până te, până te întremezi un pic, umbli neștearsă. Hai, dragă, că în camera nu se simte mirosul. Sunt oameni care au făcut come de luni de zile. Crezi că ei s-au întrebat cum să șterg? Da, te-am trecut în fenile, Claudiu. Nici nu se discută chestia asta. Haideți că trebuie să... Claudiu, tu, dragă, ești responsabil pe oglinzi. Da. Și pe astea. Asta și oglinda de la camera plantelor și asta. Eu trebuie să o ducem la capăt. Eu mă voi ocupa de... Eu mă voi ocupa de dulapuri. Nu, în dulapuri curat. Hai! Nu trebuie organizare făcută. Hai, eu staur, voi sunteți capricorni, nu le aveți cu organizarea. Hai, Harry, Claudiu, dă-i lui ăsta cu ceva în cap. Haideți să vedem cum stau organizate toate paharele, dacă sunt curate, dacă... Hai, că știu eu, că Ticiu mai vine pe aici, mai face lucrări. Puseseră ăștia jos la administrație, că au o companie nouă de curățenie. Ia, păhărul să mergi la baie și... Și aș putea să sun la ei să văd dacă au o doamnă liberă astăzi, să vină să-ți facă de aia. Nu, mai nu intră la mine în casă. Profesionistă. Problema noastră este că eu nu pot să las pe oricine să intre la mine în casă. Nu l-aș, stai cu ea aici. Nu, în spatele ei mai exact și zici, n-ați făcut bine aici. Mai dați o dată, mai ca să o și terorizezi. Păi nu, Harry. Astea sunt superbe. Tot arte acolo. Și câștigui dublu. Batem palma? Ma, nu mai atinge dulapurile. Stai, că am văzut ceva frumos. Ce? Ce cauți, Harry, astea, la cutia cu pahare, la dulapul cu pahare? Se. Și cu astea, dar aici sunt foarte frumos. Nu, mi le duci înapoi. Dă-mi, pune-mi-le acolo, că alea superbe. Astea sunt într-un fel. Hai. Îmi plac. No. Ia să mai vedem. Cu plăcut o să rămâi. Nu mai vezi nimica. Acolo nu, acolo nu. Nu ai ce să mai vezi. Ăla pare ca în subțirel. Bună ziua. Aveți ceva liber astăzi pentru o curățenie generală? O doamnă, două. Da. Nu, doamnă, nu zugrăvim. O curățenie generală. Șters pe jos, dat cu aspiratorul din astea. Mutat mobile, șters praful. Adică de ce? Că n-am eu chef să fac. Ce întrebare e asta? Că avem nevoie astăzi. Nu se poate astăzi. Trebuie programată de pe o zi pe alta? Hai, verificați, vă rog, și poate aveți ceva liber și puteți să ne trimiteți pe cineva. Bine, mă sunați dumneavoastră. Da, mulțumesc. Dacă știți în București menajere sau... femei extrem de perfecționiste cu curățenia, vă rog să ne scrieți pe adresa redacției. Cu experiență de muzeu. Cu experiență de muzeu, adică e bine ca doamnele respective să nu mute, să nu schimbe locurile, să nu reamenajeze, să nu le vină idei, să pună totul exact acolo unde a fost, dar să curețe sub. Nu plecam loc. Mișcă-te! Gata, ce facem? Hai! Deci te-ai decis? Hai să facem curățenie, niciun deci! Du-ți asta acasă de aici. Bine. Deci, Claudiu. Ia zi, ce mai curățăm? Asta trebuie să o aruncăm la gunoiuț. Cu totul? Da. Aici sunt vitaminele mele care le beau. Le las aici. Gata, am băgat-o. Deschide să pun asta la loc. Și bijuteriile astea trebuie strânse de aici. Dăm cafeaua. Da, trebuie. O, face-o. Îmi fură?
Ce-ți fură tu? Ce faci? Ce faci? Hai și fă curat, că-ți rup mâinile. Duc scoicile la curățat. Pune-le înapoi. Pune-le înapoi. Ce? Pune-le înapoi, că-ți rup mâinile. Mă, Harry, nu mi le pune în joc, ghiozdanul tău, să mi le faci toate de... Tu te iei după tâmpit. Strângeți astea de aici, ce-s cu lucrurile astea pe aici? Nu sunt ale mele. Păi nu mă interesează, trebuie să le strângi. Și astea unde le-ai mutat? Ai mutat de aici locul de la bijuterii? Care? Bijuteriile. Le-ai mutat locul? Astea lasă-le, că astea trebuie să le țin pentru niște acțiuni. Le-am pus eu bine. Nu te le-am pe partea asta sau unde? Dă-mi-le. Dă-mi-le. Nu, păi și trebuie... Asta m-am uitat și eu, dar nu mai știu unde, că acum nu mai ai. Lasă-le! Așa. Asta sub. Sub. Ce ustensile trebuie să ne dai? Ce ustensile? Păi mânuși, cârpe, chestii de... Nu poartă mânuși! Cum facem curățenie fără mănuși? Păi voi sunteți bărbați sau sunteți femei? Păi dar nu crezi că îmi strig mâinile ca după aia când mă duc să mă întâlnesc cu o domnișoară, să fac cunoștință, să iau mâna, să o pup, eu să fiu rășpănos, că am frecat cu n-ai de clor. Stai omule, că nu frecăm cu clor, că nu suntem acolo, doar trebuie să punem lucrurile la loc, nu trebuie să ștergi aici. Deci facem o mică ordine. Da, ba, și știi pe mine mizeră. Sună! O fi doamna de la curățenie pe care am sunat eu mai devreme. Am sunat, da, să întreb dacă au ceva liber. Deci, ce mai facem? Hai mă, nu mai lua lucruri și pune-te și curățenie. Fă curat. N-am mai luat niciun lucru. Că rup mâinile. Pune ăsta la loc. Unde-l pun? Aici unde-i ăla de cafea. Cine-i? Nu, e un număr, ia. Curier, ceva? Moră, da, bună ziua. Bună ziua, dragă. Da. Pe cine? Unde sunteți? Pe Iuliu Maniu. Nu, eu nu mai locuiesc la Arad de foarte mult timp. De 10 ani. Chiar. De unde vine coletul? Ai un pic de la Hagag. Bine. Bine, lăsați-l, duceți-l înapoi. Bine, la revedere. Ăștia-s nebuni? Dar ce-mi trimit și ăștia plicuri? Nu pot să... Și tu și cu buletinul, și tu și cu buletinul schimbat deja de... Dar tu vreau să spui de ce mi-a aruncat mă la gunoi asta de cristal, mă nemernicule? Păi n-ai zis să arunc lepăda la gunoi cu ce e în ea? Am zis ce e în ea? Și eu te-am întrebat, o arunc toată și ai zis da. Nu, și-am mai arunc... Pă lepădă! Am țipat-o gunoi. Am crezut că a expirat. Am stricat la cum? Ai stricat, da. Găina unde e? Ce găină? Găina ai de mult arătat de la cameră. Care găină? Ia-mi de aici ăsta, ce-i cu el, ce-i cu el, pune-l acolo la intrare. Mă duc să o curăț pe doamna? Pe care doamnă? Pe doamna neagră. Nu, n-ai de ce-l curățat-o, ce-i aici? Eu zic că ar trebui să o duc de aici. Aruncă. Ce zici? Cartofiori. Aruncă. Deschide-l acolo. Păi varsele întâi. Nu le mai vărs, că stau ele. Hai, hai, Harry, dacă nu te miști, te duci acasă. La modul serios. Ia-ți cartofii și du-te acasă și mâncă-i. Nu-mi placă să ne reci. Atunci mișcă-te. Hai că ești renumit pentru curățenie. Deci, practic, am terminat. Unde mi-ai pus oameni? Nu! Mai avem celelalte chestii din casă. Unde-ai pus-o pe aia? Acum trebuie să-ți dau, totuși... La plante. Spune-mi tu mie, cu ce o să ștergi acolo, cu ce se șterge aia, că eu tot timpul șterg și rămân pete. Ce? Care? Nu mai. Oglinda? Eu dau înapoi. Cu ce se șterge, Clau? Și de ce am aici cif imens, profesional? Oglinda? Pentru... Da. Cu spirt. Uite spirt. Că sigur ai steșuri de spirt, dar poți să curezi tot orașul ăsta cu spirt. Da, am. Ar fi urât să te mint. Asta ce-s? A, de la... Lavete. Și ce-ți mai trebuie ca să cureți? Am și mânușele. Și cârpă. Nu aveți că ești pregătită. Cine mai vrea mânuși? Harry, dă vopsit. Terasa. Las că mai am, ho, că trebuie să facem roata casei. Vreau să știu ce am de făcut. Multe lucruri! Nu-mi trebuie mănuși, că nu-mi intră dăinele. Sunt micuțe astea. Păi dă inelele jos și pe aia pui inelele peste mănuși. Stau să-mi dau inelele jos acum.
Am mâinile umflate de la muncă. Astea ia de... uita, dracu! Mă, nu știu, astea de pițigoi. Deci... Ia uite că m-am întors eu într-un moment foarte oportun, dar să face curățenie, că la mine acasă am terminat de făcut. Mai aveam să mă apuc la alții. Scuză-mă că n-am din alea de făcut curat galbene. Așa. Și îți trebuie o cârpuță? Da. Dar ce cârpuță? O cârpuță bună care să nu lase scame. Care e aia care nu lasă scame? Oglinzile să șterg cu hârtie. Nebunilor. Șervețele? Sau ziar. Ai ziar? N-ai ziar. Nu. No. Dar șervețele nu fi bune? Nu merg, că șervețele lasă scame în urma lor. Din ăla flaușat? Nu. O mai eu dacă nu vechi. Sau de aia de microfibră. Ai cumpărat unele de microfibră la un moment dat? Ți le-am dat. Să ștergi cu ele, nu mai știu ce. Îți dau ceva, bluzică. Un tricou de bumbac. De pe aici nu-mi trebuie nimica. Îți dau o bluzică. Uite celălalt part din ăsta roșu. Uite. Bluzică. Nu, aia e bună. Mai bună, asta-i. Asta e și pătată chiar lui Ticiu, ține. Deci ștergem oglinda cu bluzica lui Ticiu de noapte? Da. Păi și când ține. O să vină să stea cu tine, nu o să mai aibă cu nu ce. Nu ține ea minte pe unde își lasă lucruri, ci mai în special din astea de noapte, nu, că ea doarme... Găsește ea. Aici ai zis, da? Aici și în camera plântuțelor. Hai, Helen. Păi acolo ce oglinda ai ce tu? Facem? Am oglinda aia din cristal. Haide, schimbăm... Haide, Harry, că noi suntem aici. Schimbăm lenjerie, ce facem? Da, vino înainte, aici. Ia, ce vrei să faci mai? Gunoi. Păi, ai aspirator. Am. Ține, de asta nu știu dacă de-a... Ține ăsta, dă-i, pune acolo la intrare. Unde acolo? Hai, du-te și vino. Aspiratorul e cum intri în balcon, chiar cum intri în dreapta. Ia-l. Și trebuie să te bagi pe aici. Da, e bună tu bluza lui Ticiu să ne mai aducă. De ce la ce zici? Brand o fi fost? E bună bluza lui Ticiu să-i mai iei de la ea, de pe ea două, trei? Nu. No. Mai iau. Dar ce scărțile astea, de ce ai? Stai că și știu să-l folosesc, ce crezi? Știi sau nu știi? Ia uite. Tot trag cum pe aici știi să te bagi. Ce? Pe aici va trebui după aia să dai cu apă. Mă duc să închid de pun aia cu apă, că aici va trebui să dai și cu aia cu udă. Cu ce? Vezi că aici n-ai dat. Vino înapoi. Stai, dragă, că mă întorc. Ia uite, bă, băiatule. Fă-te vecin cu prietenii, au zis. O să fie grozav, au zis. Mhm. Coste, cheme la ei să faci curat, n-au mai zis. Dau ei mie sfaturi. Să mă mut eu cu toți în bloc. De-aia înainte stăteam în câmp, unde nu va ajungea niciunul la mine. Doamne, cât poate să vorbească pisicul ăla. Ceva n-ai văzut. Ai făcut pe tăia cea cu dar tu îmi calci pe asta. Lasă-l cum pe Harry. Uite, vezi ce priceput sunt? N-am făcut-o, de ce să fii care m-a luat pe mine. Norocoasă tare, ia uite. Foarte priceput sunt. Vezi?